Aș zice că dacă ești pasionat auto, automat îți plac mașinile puternice. Dar când auzi de cuvântul ăla hibrid, parcă te gândești așa, cum poate să fie un hibrid puternic? Hibrid e ori un motor mic pe benzină și ceva electric și merge acolo la consum. Dar toți vrem să mergem la consum. Dar noi pasionații vrem să mergem și cu viteză. Sau cel puțin să știm că putem merge cu viteză. Și uite aici un hibrid adevărat sau un alt fel de hibrid, nu că celălalt n-ar fi, dar vorbim de Porsche Cayenne Coupe e-hybrid, care modelul ăsta de bază dezvoltă 462 de cai și poți să-l cumperi Turbo S e-hybrid și atunci să dezvolte 680 de cai, ceea ce e nebunie. Și astăzi vreau să vă prezint un pic mașina asta, care a fost adusă de cei de la Webcar România, un serviciu în care vrei să-ți cumpere o mașinuță nouă, ieftină sau scumpă, ei se descurcă, ți-o găsesc, ți-o finanțează, leasing, factură, garanție, tot ce vrei. S-o punem un pic la niște teste, sunt curios cât de mult poți să mergi pe partea de electric cu ea, cum se încarcă, cum e prin oraș, cum e în interior, că am auzit că are sistem de 21 de boxe care dezvoltă 1400 de W. Așa că să nu mai pierdem vremea și să pornim motoarele, că-s două. Așa, m-am urcat direct în interior, bineînțeles că e keyless go, keyless entry, deci doar ți-ai pus cheia unde ai vrut tu. Contactul în stilul Porsche în stânga, de ce în stânga? Pentru că mai de mult la niște curse când trebuia să alergi până la mașină și să pui contactul și să pornești, cu stânga puneai contactul și cu dreapta spuneai centura. O pornit. Gata. E hibrid. N-auzi nimic. Pentru că motorul electric nu are sunet de pornire și n-ai nevoie de combustie internă ca să pleci de pe loc. A? Și nici n-au nimic. E atât de plăcut să merg numai cu electricul jurii. Confortabil. Aud doar cauciucurile. Îmi place mult ideea asta de hibrid, așa, mai ales că e și un hibrid sportiv, știi, nu e un hibrid plictisitor. Adică dacă vrei cai, ai cai. Motor de 3.0 benzină V6 Twin Turbo care dezvoltă 340 de cai. Ce să-ți trebuiască mai mult decât 340 de cai? Plus apoi motor electric de 136 de cai. Și chiar aici am bord interesant că uite acum e pe e-charge. Asta înseamnă că încarcă motorul electric și nu folosește deloc curent, merge doar pe benzină. E-hold înseamnă că nu-l mai încarcă, dar nici nu-l descarcă. E ca și cum, bă, sunt afara orașului, nu vreau să-mi consum curentul, că o să intru în oraș. Sau, bineînțeles, hybrid auto. Plus, poți să mergi doar pe e-power. Adică să mergi doar pe electric până la viteze de 135 la oră. Deci poți să mergi cu 130 la oră pe autostradă fără combustie internă. Nu o să mergi foarte mult, că autonomia oficială e de maxim 42 de kilometri dacă mergi cu minte. Baterie de 14 kW nu e enorm de mare. Apoi bineînțeles că mai ai Sport și Sport Plus, care îmbină ambele motoare. Dar o chestie cu care Porsche mi se pare că ori venit destul de inteligent îs aici pe volan. Tu ai un buton de unde poți selecta foarte ușor modurile de condus. Asta am văzut și la Mercedes. Dar, dacă să zicem că ești pe un mod normal, cum e acum, hybrid auto, un mod confort, și vrei numai să-l depășești pe ăla din față, nu mai schimbi modurile de condus, ci apeși aici și mașina automat are ceea ce se numește Sport Response. 30 de secunde e sportivă de numai, după care își revine. Deci e ca un fel de Quick Sport, bagi un pic de sport. Sunt pe Electric Power acum, am 0 ture în bord, doar se vede, știi, că am 0 ture în bord și am 110 la oră. Dacă vreau să accelerez, nu-i cea mai sprintene la accelerat și simt cumva că pedala are o limită, adică nu mă lasă mai mult și dacă aș vrea să o forțez, automat mi-a pornit și motorul pe benzină, dar e interesant cât de bine se simte în pedală, unde e limita aia, adică mașina îți spune, no, până aici e limita puterii electrice, dacă vrei apasă mai tare, știi, dacă vrei să pornim bestia de 3.0. De fiecare dată când filmez o mașină cu motor puternic, îi cineva, minim o persoană care mă întreabă în comentarii, dar ce faci cu toți ăia 500 de cai în trafic când mergi cu 5 la oră, ce faci? Îți degeaba? Și bă, adevărul e că da, degeaba, știi?
adică motorul ăla chiar e degeaba, nu-ți trebuie mai mult de 50 de cai când mergi bară la bară, cum mergem noi în față, dubă în față, camion în spate, tir. Mergem așa de 10 minute. Dar într-un hibrid cuplezi electricul și mergi relaxat. N-ai cutie de viteze care să te zgâlțe, pentru că motorul electric are o singură treaptă și perfecțiune. Și așa de control o să facem și o încărcare. Am venit aici frumos, parcăm și să vă spun, deci să parcheze e un deliciu. Și nu exagerez. De ce? Pentru că mi-a apărut o săgeată roșie. Mi-a zis că îmi vine cineva din partea aia. Pe ecran, mașina, știu că vine cineva. Apoi, sistem 360 de grade în care, uite-te ce tare, eu pot să dau pe ce cameră vreau eu și văd mașina pur și simplu, chiar dacă e altă culoare, mă așteptam să fie culoarea mașinii, dar văd mașina animată și în rest văd asfaltul. Zic, bă, vreau să văd bordura din față stânga, uite-te câte camere am, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camere pe care le pot selecta, să nu cumva să-mi zgârii jantele astea de Porsche, de Porsche, iu! Și pe lângă asta virează toate cele 4 roți. La viteză mică, cele de pe spate virează în sens opus și la viteză mare virează în același sens cu roțile de pe față ca să-ți dea sportivitate, să te pună pe viraj cât mai bine. Nici nu mai zic are senzor de parcare după ce v-am arătat sistemul ăsta demențial de camere. Practic asta e mașina cu două rezervoare, pentru că pe partea asta ai rezervorul electric și pe partea opusă alimentezi cu benzină. Ce interesant e că bateria asta de 14 kW îi în portbagaj. Sub, nu o să o vedem, dar îi sub compartimentul de aici. Și atunci, unde e rezervorul? Rezervorul, într-un mod șmecher, cei de la Porsche, l-au pus aici. Deci, când ești pasager pe locurile din spate, locuri care sunt confortabile, aș putea zice, faine, cu pielea asta frumoasă, cu interiorul ăsta superb, mai stai și pe 75 de litri de benzină. Bineînțeles, asta dacă șoferul, posesorul, are plinul. Dacă nu, poate stai numai pe rezervă, pe 5 litri. Nu pot să nu vă arăt ce tare arată sistemul de climatizare din spate. Pe două zone și poți să selectezi individual unde să-ți vină aerul, temperatura, bineînțeles, și nivelul de ventilație pe fiecare parte, plus încălzirea în scaune. Lux, mă, lux, mă. Da, merită 150.000 prețul de listă. Bineînțeles că dacă vrei să o bagi la încărcat, niciuna din prizele oficiale nu se potrivesc, pentru că astea pentru electricele serioase, alea care bagă mult, mult. Noi avem așa mai puțin de băgat și Porsche, atunci când cumperi mașina, îți face cadou geanta asta cu bunătăți. O pun pe asfalt, mă ceartă proprietara. Zice, mă, mi-ai pus geanta pe asfalt. Cablu care îl bagi în priză acasă. Mai sunt și alte cabluri pe aici care poți să le folosești la încărcare. Dar mai e un extra cablu aici unde e roata de rezervă. Deci, practic, kitul ăla ce vi l-am arătat, ăla-i să-l primești, să-l ții acasă, știi? Nu umbli tot timpul cu geanta după tine. În rest, ai căbluțul ăsta micuț care e tot ce trebuie. Pentru că stai un pic, că avem probleme aici. Așa, pentru că îl bagi aici. Ai auzit? S-a auzit un zzzm, pentru că mașina l-a blocat. Acum dacă aș trage de el, n-aș putea să-l mai scot. Și apoi îl bagi aici. Și tocmai îți încarci Porsche-ul. Bineînțeles dacă ai și bani de încărcare. Dar cred eu că ăsta e un comportament pe care nimeni nu l-ar face. Pentru că atunci când tu trebuie să stai și să vii în parcare, nu-i la tine acasă, să-ți bagi curent, nu cred că o să o faci, că o să zici, bă, ce, activezi motorul pe benzină. Și atunci partea asta de plug-in hybrid e mult mai folositoare acasă. Vii de la muncă, ai băgat-o în priză în garaj, a doua zi o scoți și ai plecat. Acolo da, faci undeva la 35 de kilometri, nu 42 cum zic cei de la Porsche, aia trebuie să mergi în condiții chiar ideale, fără climă și să fii calm cu accelerația, dar faci undeva la 35 de kilometri, ceea ce poate să fie o zi așa, până la birou și înapoi prin oraș. Cam tot ce trebuie, știi? De ce faci asta? De ce mergi prin oraș numai cu electricul? Bă, ca să nu poluezi, că la consum nu o să te uiți. Mașina oricum are un consum mixt de 12,6 în ultimii 9.000 de kilometri. Destul de mare pentru un hibrid, nu? Adică nu cred că-ți pasă când ai 150.000 pe o asemenea mașină cât consumă.
dar e tare să știi că, bă, merg pe electric în oraș, nu mai am treabă. În interior, mașina e senzațională, nu-i perfectă, trebuie să zicem și adevărul, trebuie să zicem și ce nu-i bine. Acum, îs chestie de gusturi, dar schimbătorul ăsta mie mi se pare că arată groaznic aici în mijloc. Uitați-vă ce bine a fi arătat fără el, pentru că ei au făcut chestia asta, panou ăsta aici în care să apeși pe ce vrei tu și ai chestia asta în mijloc. Pentru că eu de aici, eu nici nu văd pe ce ar trebui să apăs aici. Pe ce fac? Mă uit, bă, vreau să apăs pe asta? Adică îmi blochează vizibilitatea asupra anumitor setări. Era mai fain frumos un buton de drive și atâta tot. Nu e ca și cum chiar o să folosești ceva de aici. Padele pe volan ai? Nu-ți trebuie asta? Dacă ai padele pe volan, modurile le schimbi de aici? Pentru ce? Un design urât, aș putea zice, dar în rest interiorul arată demențial, pielea asta arată demențial, panoramic, cheia e ok, cheia poate nu e cea mai strălucită cheie, sistemul multimedia e făinuț, m-a plăcut foarte mult cum funcționează atunci când parchez, ai acces ușor la ce setări vrei tu, șasiul, poți să-i reglezi garda, evacuarea poți să o faci activă și să sune mai tare, rum, rum, bineînțeles pe loc nu-i mare scofală, spoilerul poți să-l ridici chiar dacă nu mergi cu viteze, să arate șmecher în parcare, deci mașina e destul de configurabilă, aș putea zice. Și am întrebat pe Instagram, am zis, ce vreți să aflați despre această mașină și o să răspund la 2-3 întrebări. Mă întreabă David, mai e Porsche așa șmecher? Sau mai bine te mai poți, sau mai bine zis, te mai poți considera șmecher ca înainte dacă ai Porsche? Mă, cum ai? Da, cred că e Porsche așa de șmecher. Eu, unul personal, consider că 911, da, e un Porsche genial. Și apoi vine Panamera, Cayenne Coupé și așa mai departe. Dacă ar fi pentru mine să-mi cumpăr cel mai șmecher Porsche, 911. Dar înțeleg nevoia de SUV, înțeleg nevoia de o mașină spațioasă, confortabilă, impunătoare și ca și tehnologie și cum te simți la volan. Da, Porsche e foarte șmecher, e printre cei mai buni. Acolo se bate cu Mercedes și de multe ori, la multe capitole, aș putea zice că e chiar cam învinge un pic. O întrebare bună. E mai ok decât un GLE Coupé, pentru că echivalentul lui Cayenne Coupé e GLE Coupé. Prin faptul că e hibrid, da. Dacă nu era hibrid, nu aș fi zis. Aș fi zis că aș fi mers pe un GLE Coupé. Îmi place mașina, îmi place mult. Designul exterior seamănă cu 911, arată bine, se conduce excepțional, dar sistemul multimedia îl văd un pic mai slab și bordul văd un pic mai slab. Știi, hai un pic mai încoace să arătăm oamenilor. Deci, în centru ori păstrat analogic, avem aici țagăra analogică care îmi place. Avem aici jos un mic computer de bord, pe lateral virtual display. Uite, eu am o problemă cu virtual display-ul ăsta în general, nu numai cu ăsta la Porsche. Dacă virtual display-ul îi virtual, ai ecran, dar eu nu pot să schimb ce să mă arate aici, nu înțeleg după ce e virtual display. Adică, bă, e virtual display numai ca în loc de AC să am ecran. Dacă e virtual display adevărat, pot să pun ce vreau eu aici. Nu vreau vitezometru, vreau turometru. Nu vreau turometru, vreau hartă. Nu vreau hartă, vreau poză cu mama. În GLE Coupé se poate, în afară de poza cu mama, dar e foarte configurabil, poți să pui ce vrei tu. Aici nu prea. Într-adevăr, în partea din dreapta, din buton, tu schimbi ce să-ți arate în centru. Dar în rest, pe lateral, tot o să-ți arate anumite chestii care sunt prestabilite. Mașina are și un night vision, care e extra dotare. Și vezi noaptea, un pic acolo, așa, e fain că vezi animalele, pietonii, mai ales în afara orașului și poți să vezi și harta. Dar nu e foarte practic, nu o să niciodată la harta aici, oricum toți folosim Android Auto pe care mașina asta îl are, ți-ai conectat telefonul, vezi aici fain frumos Waze, vezi dacă e miliția, dacă ți-e amendă sau nu. Deci nu o să folosești. Atunci virtual display, dar care nu poți să-l schimbi foarte mult, de ce e virtual display? Lasă-mi, frate, ceasurile analogice, că mă bucur de ele, decât să-mi pui virtual display care îi doar un ecran care nu se schimbă. Înțelegeți? O am în dreapta pe Ștefi, cameramanul acestui canal de YouTube. Puteți dați un follow pe Instagram, cristin.ștefana, care are emoții. O vedem și de pe GoPro. În față vedem kilometrajul, avem 0 la oră și în dreapta trebuie menționat e PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control. Practic vedem niște săgeți. De ce? Bările stabilizatoare acestei mașini sunt active, ca la SQ7, dacă mai știți, și ele se torsionează electric exact contra mișcării mașinii ca ea să stea cât mai dreaptă. Și aici îți arată în bord, poți să schimbi, nu îți arată, dacă vrei poți să îți arate, îți arată ca să fie mașina stabilă, ceea ce e o bucățică de inginerie genială care aș vrea să o văd pe orice SUV, îi dă un mare plus de sportivitate că încearcă să-l țină mereu drept în viraje. Oricum, în cazul ăsta noi punem mașina pe Sport Plus, n-avem niciun viraj aici,
Hai să vedem drive, suspensia ai pusă pe rigidă. Ștefi, ce zici? Ai emoții un pic așa? Pic. Cum să ai emoții că am mai făcut chestia asta de 100 de ore? Apăsăm. Dar nu e chiar cea mai brutală, dar prins 105 secunde, ceea ce e bine, își face treaba. Ștefi, te declar mulțumită? Da, da. Ai vrea să meargă mai repede sau mai încet? Mai repede. Mai repede? Ați văzut ce înseamnă o femeie curajoasă. După ce tocmai au mâncat un pic de frică, zice, da, aș vrea să meargă și mai repede. Ăsta a fost Porsche Cayenne Coupe Electric Hybrid sau e-hybrid sau cum vreți să-i ziceți. O mașină senzațională din prisma faptului că e hibrid și mie mi se pare că e un mare plus. Hai să o scoatem de pe Sport Plus să meargă mai chiluț. Eu am fost Andrei, dați un like ca să împingeți acest vlog mai departe. Ștefi, tu ai ceva de transmis camerei? Like, subscribe și lăsați un comentariu. N-am pus-o să zic asta. Salut!